Pentru al doilea an la rând, la inițiativa Steaua TV, campionii clubului Steaua București au oferit mărțișoare sportivelor de la Dinamo. La începutul acestei primăveri, Steaua și Dinamo au lăsat deoparte rivalitatea istorică. Chiar dacă se vor întâlni de două ori într-o săptămână în campionatele de handbal și basket, cele două cluburi rivale au demonstrat astăzi că pot pune fair play-ul pe primul loc. La complexul sportiv Lia Manoliu, gimnastul Marian Drăgulescu și-a încheiat antrenamentul în de dimineață într-un mod cât se poate de plăcut, oferind un mărțișor roș- albastru de la Dinamo, Larisa Iordache. Mai, noi sportăm suntem crescuți în spiritul de fair play, așa că noi suntem în primul rând colegi, și prieteni, de cele mai multe ori ne antrenăm în aceeași sală, facem parte din aceeași echipă. Într-o într echipă intră sportivi de la Steaua și de la Dinamo și de la alte cluburi. Este foarte drăguț din partea lui Marian că a ales sunt de -a mie mărțișorul și îi mulțumesc foarte mult și îi doresc multă, multă baftă. În parcul Romnicianu, sabrerul stelist Alin și-a arătat astăzi din plin calitățile de gentleman. El a lăsat săbile în sacul de arme din sala de antrenament și a oferit campioanei olimpice de la Rio, Loredana Dinu, un superb mărțișor. Chiar dacă a avut jnur roș-albastru, mărțișorul oferit de Alin a impresionat-o pe fosta sportivă de la Dinamo. Dar sunt sigur că a apreciat gestul mult mai mult pentru că a venit din partea unui stelist. Și cu ocazia asta poate și băieții mei din Amoviș Vor face aceleași gesturi către fetele noastre stiliste Apreciez cu, cu totul inițiativa voastră Pentru că, iată, toată lumea uneori se gândește Că între clubul Steaua și Dinamo întotdeauna există doar competitivitate Și așa o luptă cerbă pentru rezultate cât mai bune Pentru una sau cealaltă parte În schimb, ce nu știe lumea este că de cele mai multe ori Noi facem o echipă foarte puternică atunci când reprezentăm România și asta este cel mai important. Partea campaniei este o TV care dedică femei săptămâna 1-8 martie. Materialul a fost realizat cu sprijinul generalii România, asigurare, reasigurare, ESA. Te vezi mai bine steluță decât un câine. <laughs> La dinamă spunea un câine acolo. Bună asta! Bună asta. <laughs>